Aș vrea să mulțumesc prezența dumneavoastră și interesul prezentat de dumneavoastră la un alt eveniment gastronomic, promovarea gastronomică a Ținutului Secuiesc și a județului nostru, desigur, care va avea loc pe 10 noiembrie, sâmbătă, și este vorba despre a 16-lea ediție a Parada Cârnaților și a Festivalul Verzei. Am invitat la această conferință de presă pe domnul Dios Echilastu, care n-a putut să fie prezent pentru că este deja în pregătire la acest festival, pentru că se pregătește un mic record și probă șutești și se face testarea, coacerea cu cârnați. Asta e testarea coacerei pâinii cu cartofi. Cu cartofi și cu cârnați, de altfel, care va fi prezentat sâmbătă. Dar acest eveniment cred că va fi celebru pentru că prima dată în istoria Ținutului Secuiesc vom avea un mic dejun în public din 600 de cârnați și cu 300 de reprezentanți. Cu asta va începe la ora 10, de altfel, acest eveniment. Și mai înainte de mic dejun se va ciocni cea mai mare ciocnire din Ținutul Secuiesc cu pahare de palincă și cu palincă, desigur, tot acolo. Deci înainte de mic dejun se va ciocni și cu palinca. Deci două aspecte interesante, ceea ce v-am spus. Cel mai mare mic dejun din papară de ou cu cârnați. Cred că asta este cea mai bună formulare, nu? Papară se zice. Papară. Nu e omletă, este o diferențiere, nu toată lumea știe care e diferența, dar la noi, cu siguranță, papară de ou cu cârnați, cu pâine, cu cartofi cu cârnați și un alt eveniment a zilei, ceea ce nu a fost până acum, cârnați de 10 metri într-o singură mață. Pentru că s-au mai făcut cârnați lungi, dar din mai multe bucăți, acum se face dintr-o singură bucată, un cârnaț de 10 metri. Eu cred că i-am spus toate foarte interesante aspecte. Pe lângă firma Dioseghi, este alături și anul ăsta de noi firma Bertis, care este reprezentat prin Closer Ferenc, care este directorul comercial al firmei. Lângă mine tot așa se află și domnul Folvă Ianuș, care este co-președintele juriului. Celălalt co-președinte sau președinte este o doamnă, Mădălina Șantă, care acum momentan este la București, dar de weekend ajunge și de asta acasă. Și cu această ocazie aș da și deja cuvântul domnului Closer Ferenc să ne prezintă din partea firmei Bertis. Mulțumesc mult. Și reportul vă rog. Mulțumesc. Firma Bertis asigură materia primă pentru Parada Cârnaților și pentru Festivalul Verzei. Și suntem foarte bucuroși că s-a ținut și anul acesta Parada Cârnaților. Că conform zvonurilor, așa era în prima fază, că nu se va ține, dar din cauza pestei porcine care ne paște, care se aude că e aici în zona. Din fericire, la noi niciun județ nu a existat, nu există și suntem foarte bucuri de partea asta, că nu a afectat nici vânzările pe partea de mezeluri și nu a afectat nici frica oamenilor de a cumpăra produsele din carne. Noi chiar că suntem foarte bucuroși că s-a ținut și din partea de gastronomie, că pe partea asta, eu zic că e foarte importantă ca să susținem partea gastronomică a ținutului și din cauza asta eu aș spera într-o zi măcar să fie la un nivel de Parada Cârnaților, cum este și la Bechișcevo, de 3 zile cu cât
Nu știu, 700 de echipe participante. Da. Deci dacă ne-am înțeles cât de cât măcar atunci ar fi foarte. Mulțumesc. Ia, nu știu nada, dar mă sunt. Este românește, dar dânsul a fost alături și anul trecut și este revederea folită o notă și este foarte devotat că acum, ca și președinte a juriului, să ghideze juriul și să, desigur, ducă gustul dânsului, care a zis că îi plac gusturile tradiționale. Deci ceea ce este tradițional zonei, asta va fi ideea principală în timpul, reperul juriului și, desigur, ideea principală ca și președinte a juriului. Nu sistemează la fontos și o helyi, zeba tradițional și se închirpișe. Grupii fără juriul. Da, o să vă prezint și juriul. Juriul este format, în afară de domnul Foalba Ianu și Madalina Șanta, care în momentul de față este în București la deschiderea unui restaurant secuiesc. Nu este tipic secuiesc, dar patronul este un om din Secuime care face afacere mai mult și în București și ne încântă faptul că lucrează cu Madalina Șanta, care este din Sfântul Gheorghe. Ceilalți care sunt în juriu ne bucură foarte mult că va fi prezent domnul Șico Bărăvași Șandor din partea DSV, care ne-a asigurat că în cazul în care se observă că oricare dintre echipe aduce carne de din afară, se va interveni și, desigur, o să luăm carnea respectivă și nu o să lăsăm să se fie folosit nici la prepararea carnelor, nici la degustare. Participă și domnul Cânței Ciobă, domnul director din partea Direcția Agricultură din județul Covasna, domnul Cuhrin Șandor, care reprezintă clubul de cârnați din Bechișceva, fratele dânsului a fost președintele acestui club și prezent tot timpul la evenimentele noastre, din păcate nu mai este alături de noi, dar funcția și munca a fost prelată de fratele dânsului, care vine în echipa juraților, dar totodată aduce și vreo două echipe concurente din Bechișceva. Și mai face de parte din acest juriu doamna Oana Irina Coantă, care este managerul și patroana un bistro din Brașov, se spune că este cea mai în vogă în Brașov, Bistro de l'Arte. Și este un influencer de renume din Transilvania, care va fi prezent la eveniment. Ceea ce privește programul, această pâine cu cârnați pregătită la firma Dioseghi, dar adusă proaspăt dimineața, o să tăiem la ora 9:30. Sperăm în prezența dumneavoastră și în prezența tuturor la care vor să deguste, pentru că va fi o degustare deschisă atât pentru public cât și pentru echipe. Desigur, cum zicea și domnul președinte, micul dejun de la ora 10 până 11, concursul începe la 11:45 cu deschiderea oficială și la 12 dăm drumul la concursul. Pentru pregătirea coordinaților avem 2 ore. Aici specificăm că fiecare echipă are 2 ore pentru a termina cu acei 50 cm de cârnați pe care o să predea la juriu. Juriul își va face treaba atât în Orhidea Events cât și în Bertis Pub. Și cei care prepară bunătăților din varză o să aibă 3 ore pentru a-și termina treaba. Tot așa, tot în Bertis Pub se va face jurizarea. De la 2 avem ceva muzică tradițională pentru cei care rămân alături de noi și de la ora 6 decernarea premiilor în mai multe categorii. Deci avem vreo 6-7 categorii în categoria cârnaților. Deci vorbim de echipe, de exemplu civilii, partidele politice, dacă avem firme o să vedem și restul. Și desigur în categoria verzei.
Iar dintre cei mai buni, adică cei care au ieșit pe primul loc, o să încadă în categoria cârnaților, o să alegem cârnații anului, pe care, desigur, urmează că în anul viitor, împreună cu Bertis, să lansăm, dacă publicul va fi deschis, ce înseamnă că cârnații respectiv, adică rețeta respectivă va fi folosită de Bertis și cârnații urmând să ajungă pe rafturile magazinului Bertis și a magazinului partenere. Încă o informație pentru public, avem un bilet de intrare în sala Sobocătii. Foarte important că cine procură un bilet de 10 lei are posibilitatea de a intra în sală ca și spectator, deci nu între echipe, ci sus în arenă. Da. Dar pentru acești 10 lei mai primește și un bonuresc cu care va putea procura de la Diuse Ghiciardă, deci de la partenerul nostru de alimentație publică, o bucată de cârnați și o bere sau apă sau răcoritoare, pentru că ne-am gândit la copii. Bine, copiii o să aibă intrare liberă în sală, dar dacă părintele consideră că și copilul ar trebui să guste niște cârnați, atunci va plăti tot așa 10 lei, dar oferim o apă sau o răcoritoare pentru această sumă de bani. Nu știu dacă domnul președinte a zis de cârnații de 10 metri. Da. Nu, în fine. La ora 2 o să pregătim cârnații respectiv, împreună cu echipa organizatoare și cei de la Diuse Ghiciardo, din masă de materia primă de la Bertis și cu rețeta câștigătoare de anul trecut, care se numește Tsuki Kolba. Probabil vă amintiți că echipa câștigătoare a fost echipa alcătuită din copii care suferă de diabet. Da.